Vai, cât de șmecher, Crimson Taiga. Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din strana noastră pe mod pe cool Better Minecraft. În episodul anterior am bătut Nether Keeper-ul și astăzi o să folosim acest Ancient Fire pe care ni l-a dropat, însă mi-a zis cineva un lucru foarte șmecher în secțiunea de comentarii și anume dacă mă duc la Grindstone și pun acolo un item plus o carte, bă, da, avea dreptate, îmi dă enchanturile de pe itemul respectiv. Bun, vreau mending, în primul rând, 3 levele lejer, Adam distruge ceea ce am înțeles. Și Adam pune ambele enchanturi, asta e șmecheră. Și ne trebuie 6 nivele. Bun, deci atunci facem mending foarte lejer pentru că n-avem de făcut villager sau alte chestii. Pur și simplu mergem prin end, facem rost de iteme foarte, foarte bune. Și mă uitam la asta dacă mă bate sau nu. Da, dau regeneration, deci ăștia cu backpack îs al naibii, deci mai cred că nu, uitați-vă, health boost 4, speed 2 pentru 27 de minute. Aoleu, și are și regeneration 3. De asta pe ăsta l-am lăsat aici și nu l-am luat la bătaie. Bun, hai să dezenchantăm ultimele jucării, mă rog, ultima jucării, mai bine zis. Partea nașpăi că distruge tot itemul, așa că nu putem să dezenchantăm aceste iteme, însă e ok, măcar facem rost de mending foarte ușor. Avem 3 cărți pe care o să le folosim noi cu altă ocazie. O să le pun aici, o să las cărțile în partea asta, buții ăștia la fel, am zis numai să testez pe ei și astăzi vreau de început să folosim acest Ancient Fire pe Stonehammer. Bun, am completat treaba asta cu Stonehammer-ul, dar trebuie să mergem și mă dați voi niște experiență de pe aici ca să am astăzi să mă plimb, pentru că o să rămân fără probabil destul de repede. Gata, oh, l-am lovit pe ăla, hai să mergem, Nether Keeper. Și mi-ați spus voi, acum pot să pornesc și sunetul, că am uitat de recompensa de deasupra și aveți dreptate, Nether Keeper-ul are deasupra o recompensă pe care o puteți lua chiar dacă nu l-ați bătut. Și se pare că mai trebuie niște blocuri. Mamă, dar de unde 2 stack-uri? Așa multe am luat. Stai așa că să rezolvă. Cine face așa urât? A, și m-am speriat că mi-am aruncat blocurile. Da, e foarte dubios biomul ăsta. Să aud o grămadă de sunete ciudate. Hai să mergem până sus de tot. Vă rog eu frumos, ziceți-mi că în partea asta găsim și un bloc de netherite. Sau numai diamante și emeralde. Măcar sunt 2 blocuri de gold. Mă rog, 3 blocuri de gold. Și atunci mai multe diamante și emeralde. Dar cred că sunt total random, adică nu prea contează. La fiecare Nether Keeper Tower din ăsta e diferit. Însă am nevoie de 7 blocuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ar trebui să-mi ajungă Nether Brick-urile. Aoleu, m-am mai speriat din nou. Te rog eu frumos, nu mai speria așa. Deci, uai, 2 netherite ingoturi pentru totem of undying. Bă, aici ai furt pe față. Și îmi dă fire prote... A, cum am înțeles... Deci e pont să le ai pe astea, că faci rost de un item cu smite 6 sau sharpness 6 de exemplu. Și atunci după strici itemul și îl pui pe o altă carte. Da, uite acum fac sens, chiar fac sens. Și hai să craftăm noi acel. Opa, unde e U? Atât, în parte. Oh, stai, trebuie să deschidem. Mai deschid din când în când ender chest-ul. Bun, hai să facem acest nether hammer. Și o, oh, mai rămâne Oleo, asta da. Deci putem să craftăm încă 249 de ignitere dacă vrem, sau 249 de transient blocuri din astea. A, astea sunt pentru uși, ca și Yorghest-ul. Bun, n-aș vrea să dau în tine, dar trebuie să testez pe ceva și nu văd nimic pe aici. Și ziceți-mi mie un loc mai șmecher în care să încerc aceste iteme decât Twilight Forest. Așa că hai să facem în partea asta un mic portal. Hai să spargem ce avem de spart și ar trebui să ne ajungă... Mamă, dar interesantă chestia asta, cum cad slab-urile și eu, cum cade zăpada. Și ar trebui, în primul rând, să avem apa acolo. După, bă, ia uite-te la el ce face. Pune sugar cane înapoi. Proastă decizie să-mi fac baza fix aici, dar, na, asta este. Parcă așa era schema. Deci trebuie să punem 8 flori. Nu cred că, na, nu cred că o să conteze prea mult. Oh, nu erau 8 flori. Stai așa, erau 12 flori. Eu mai 2 floare, că am găsit aici 9, dar ne mai trebuie încă vreo 3. Și unde se găsesc alea? Nu știu ce mă gândeam eu, bă, 8 floare ar trebui să ajungă. Ia uite aici, încă 3. Eu am fost până la mama naibii să le iau și le aveam fix lângă casă. Bun, 3 floare ar trebui să ajungă. Boom! Și Twilight Forest, new chapters unlocked. Hai să vedem ce zice. Asta mi-a mai deschis ceva? Nu, dubios. Mă rog, oricum rămâne la Twilight Forest. Twilight? Ce? Nu băgați în seamă ce mai zic.
Boom! Și ne-am dus. Stați să vedeți cât lag o să fie până se generează. Noroc că avem harta și avem elitra ca să zburăm pe aici. Oh, frumos! Dar oricum, oare mi-ar trebui în partea asta? Hai să punem, nu punem de la noi oricum, direct Twilight Forest. Gata. Ar trebui să fie bine și dacă dăm pe M, opa, uite ce avem în partea asta, Lich King-ul, dar pe mine nu mă interesează Lich King-ul, în partea asta văd că avem Yeti-ul, cred că în direcția asta nu știu ce-i. Mă rog, pe mine mă interesează Naga-ul, să începem frumos pe rânduc și ce zice Twilight Forest-ul ăsta. Deci, dacă dăm click dreapta, the Twilight Forest is filled with powerful creatures, you must defeat them in order to progress. For more information, refer to the Twilight Forest Wiki. Na, asta, da, te trimite la wiki. Ideea e în felul următor că nu poți să, nu știu, să sari boșii, da? Asta e ordinea lor. Dacă tu vrei să te duci direct la Hydra, de exemplu, tu o să iei damage constant pentru că n-ai bătut bossul dinaintea ei. Așa că trebuie să o iei încetuc. Ar putea bate Lich King-ul, însă vreau să-i luăm pe rând. Se pare că nici măcar nu pot să bat Lich King-ul pentru că întâi trebuie să bat un Naga, așa că va trebui să caut acel labirint. Însă am ajuns și la labirintul ăsta, îți curios ce loot mai e pe aici, da? Deci intrăm în el, New Chapters Unlocked. A, dacă ar trebui să-mi fac eu o carte din aia, nu? Din aia șmecher, oricum pe părțile astea sunt numai păianjeni. Și, oh, ia uite cum sară pe mine, fiți cu minți, uită-te la el. Da, ce loot e prin părțile astea? Nimic foarte interesant, exact cum știam. Numai că am zis că sunt curios să intru așa să mai vedeți și voi cum arată noile chestii. Pentru că totuși suntem pe 1.16.5 și ar trebui să fie lucruri noi. Însă, din câte pot observa, e cam același lucru. Câini și paianjeni și... Da, nu veni după mine, eu am plecat. Ce chestia asta? Ai un lapis bloc deasupra. Oh, da, e foarte mult lag până să generează chestiile. Vreau să văd ce e acolo și ia uite că am găsit Naga-ul. Ăla ar trebui să fie teoretic. Am suspanat ametist aici? Serios? Cât de interesantă e chestia asta. Bun, hai să scoatem noi ce avem de scos. Și ia zi. Opa, corbu, corbu, hai înapoi. Să nu ăsta, ăsta e altceva, ai copit. Ah, mă gândeam că e corbu. Era șmecher să fie ce căutam noi. Oh, nu e ăsta... Pentru, ba, ăsta e Naga-ul, s-a și spawnat, pentru că fiecare construcție din asta are câte un spawner în centru și când te apropii de el se spawnează bossul. Acum ce mă interesează, dă și mie arcul, o să-i dăm cu arcul de la distanță, dar totuși aș vrea să văd dacă mi-au o bucată cât damage ar fi. Și vreau să vedem și căsuțele alea, nu că ar fi un drop foarte fain în ele, însă măcar să vedeți și voi. Ia uite-l, oh. Nu fugi! A, dar el și sparge blocul, uitați-mi să vă zic. Și parcă trebuie să-i dai direct în cap. Deci cam asta ar fi ideea. Acum vreau să văd cu toporul ăsta. Hai mă înapoi, ce fugi de mine? Hai, atacă-mă ca un bărbat adevărat ce ești. Da, nu, stai că până și revine toporul. Mai durează puțin. Ia uite-l. Trebuie să fim atenți să nu ne lovească. Și îmi place că s-au adăugat bușurile astea. Eu, stai așa. Hop, nu. Hai mă înapoi, vai da, nu prea dă, asta e faza, bine, faza bună, hai să-i dăm cu sabia că deja nu mai merge, nu mai merge că deja face figuri și nu-mi place. Stai așa că se rezolvă. Cred că ar trebui să-i dau cu, așa, cu să, a, poți să dai cu săgeata? Hai mă înapoi, ce om ce fuge de mine, nu fugi, bine, îmi place că zic ce om la orice, eu. Hai să-i mai dăm puțin foc. Că îi place cu focul așa. Are 200 viață oricum. Deci nu-i chiar atât de mult. Parcă am bătut și cu mai mult. Așa și vreau să dăm cu ex-ul ăsta. Dar îmi place ce față are. Adică nu arăta așa înainte. Și acum îi dăm cu looting-ul. Hai înapoi! Gata! Frumos, elegant cât de cât. Ne-a dat capul. Vai câte blocuri, dar nu avem ce să facem cu ele. Că nu prea construim. Naga scale cu care putem să facem niște... Armură? Serios? Nu puteți să faci armură full? Deci dă protection și fire protection. Ui, bună, cred, să ai acolo să... De asta ne ajunge? Nu, ar mai trebui să batem un Naga când găsim. Am primit Naga Trophy și totodată am primit acest miniature... limbă englez, cam grele. Așa, Naga Country Yard, pe care îl putem pune unde vrem noi. Cred că e o simulare. Și acum putem să mergem să batem Lich King-ul ăla. Așa că ce mă interesează acum e să depozităm jucăriile astea aici.
Așa, o să le punem frumos în ordine și Naga Scale-ul acolo. Nu ne tare interesează alte chestii, stai că... Ah, nu-i bun. Mă gândeam că e bun la ce mă interesează pe mine, pentru că... hai să scoatem bătine de acolo. Astea îs lucrurile necesare pentru un Void Worm, să-l spawnăm și n-am prea găsit, așa că se numește ghinion. Și chiar dacă dau mult damage, chestiile astea îs foarte nefolositoare, pentru cazul și voi cât de greu dăm cu ele, pe bune, lasă-mă în pace. Și, stai, până ajungem acolo vreau să vedeți și voi căsuțele astea. Deci nu e nimic foarte special, e un spawner înăuntru și cam atât. Totuși e interesant cum se spunează cave-urile astea, că suntem pe 1.16 și avem chestia aia nouă. Da, uite, exact aici. Și dă măcar ex-ul ăsta. Deci tu câte... Aulă, nu mă dă mă cu poison. Eu vreau să-l arăt la oameni cum stă treaba și tu dai cu poison acolo. Da, uite, un tort, perfect, mie îmi convine. Și ar mai trebui să fie ceva jos, nu? Sau le încurc? Cred că le încurc. Era altă chestie mai jos. Și atât e pe aici. Măcar am făcut rost de un tort, ceea ce e super ok. Am zis eu că e loot nașpa. Uite, mi-a arătat și ei ca un tort ceva acolo. Dar parcă mai era o casă în altă direcție. A, și în Twilight Forest mereu e noapte, adică nu cred că e zi, dacă nu mă înșeală memoria. Da, uite, în partea asta ceva. În partea asta iar nimic. Acolo, deci mai avem două căsuțe. Și asta. Eu caut oricum niște ciori, pentru că putem să craftăm o hartă care să ne arate unde sunt boșii. Două lovituri rapide față de... Dar stai, dacă dăm o criticală cu Vindicator Rex-ul ăsta... A, și la etaj mai erau chestii, stai așa. Bun. Tu ești enchantată. Tu ai protection, tu ești maker, nu mai da cu din astea. Lași chestul, nu ne dă nimic. Și sus la etaj văd că se mai spawnează ceva. Chestul ăla nimic, chestul ăsta ne dă un empty map, dar nu prea avem ce să facem cu ele. Eule. Nu mai facem urât. A, dar nu o să faci urât. Cicada. Și cu ea? A, cicada jar. Ok, that's interesting. În care parte era casa? Stai așa, pentru o secundă nu știu în ce direcție ar trebui să mă duc. Pentru două secunde m-am pierdut în continuare și lăguț. Dar, uite, în partea aia exact. Să vedem dacă găsim ceva interesant. Dacă nu, mergem direct păstă Lich King în casă. Deci, aici jos, frumos. Hai să vedem dacă dintr-o bucată... Da, îl bate dintr-o bucată lejer. Jos nimic, deci sus trebuie să fie adevărata comoară. Lasă-mă întâi să sparg ăsta. Stai să scot toporul. Top, până scoate în toporul, dă și el odată. Sus de tot găsim Glistering Melon. Sounds pretty good to me. Și un jar din ăsta, Firefly jar, pe care l-am primit da gol. Și ar trebui să găsim un licurici pe care să-l prindem în el. Și după, cred că o să fie o audiție destul de interesantă prin baza noastră, viitoarea noastră bază, pentru că ce avem noi acum e o căsuță în aia dărăpânată. Și iată, ne ajungi la Lich King Tower, pe care nu o să-l facem de jos până sus, pentru că știți și voi că nu-i ceva foarte special pe aici. Pur și simplu ajungem în partea asta, spargem blocurile direct în cămăruța lui și... Acolo jos, ia uite, vedeți? Și spawnul ăla despre care vă povesteam. Avem Totem of Undying-ul. Sărim, n-ar trebui să fie nimic. Și Geronimo direct pe băiatul ăsta de Tom, care nu știu ce face. Și Lich King-ul nu-l putem bate. Trebuie să dăm noi deflect, parcă. If I'm right. Nu mi-aduc exact aminte cum ar trebui să fie. Parcă trage la un moment dat. Și, am ajuns unde nu trebuie. Da, trebuie să dau deflect. Dar cred că nu trebuie să dau cu sabia. Da, ar trebui să stau lângă el și atunci își ia și el damage când explodează chestiile în mine. Așa. Până îi spargem noi scuturile, dacă le spargem la un moment dat. Hai mă odată. Trebuie să sparg scuturile alea. Nu. M-a nimerit, stai să și mâncăm. Hop. Mai trebuie să sărim și noi puțin pe aici, o să ne dea staff-ul lui. În ăla trebuie să trag. Ăla e frumos. Și acum, nu, lasă că... Nu vreau din ăia. Eu vreau să mă bag cu tine. Deci, noroc că ia foc. Și îl vedem. Și acum am luat și noi foc. Nu-i pont. Da. Unde ești? Te-am văzut. Te-am văzut și ai luat și tu foc. Măcar atât. Ar trebui să-mi iau merele de aur, cum mă mai bat cu ăștia. Măcar atât, să mănânc mere de aur. Că oricum avem... Ce să... L-am lovit de două ori. Bun, i-am spart scuturile măcar atunci. Și acum trebuie să mai batem pe guștirii ăștia mici.
și să-l mai lovim pe el puțin. Gata, ia uite cine o dat. Ne-a dat chestiile astea de gold, Unbreaking 3. Ăstea cu Unbreaking 3 parcă aș vrea să le țin. Oase, nimic special, ne-a dat sceptrul lui, Sceptrul of Life Draining, nu mai știu exact cum se folosea. Și cred că atât, nu? Atât ar trebui să fie, oricum e foarte șmecher că nu mai uitați-vă câte tablouri avem. Dacă ar fi și în Minecraft atât de multe tablouri, că nu li greu să facă chestia asta, ar fi genial. Adică nu mai uitați-vă, pickaxe-urile alea sunt drăguțe în partea asta, nu știu ce e acolo sus, dar arată bine. Deci îs o grămadă, ia uite și acolo, sunt niște elefanți de Nether sau rinoceri de Nether. Băi, cât de tare, niciodată nu stau să mă uit pe aici cum arată. Da, și astea cu Gary. Ce drăguțez. Și stai acolo sus. Băi, băiatule, stai, vreau să urcăm până acolo. Bine, oricum trebuie să urcăm. Da, dacă tot avem blocurile. Vai, cât de șmecher. Crimson Taiga. Paoleo, te vreau. Te vreau acasă. A, nu merge așa. Vai, bun. Hai să te punem pe tine aici, să dăm tab, să vedem ce primim. Opa, Leech Tower în miniatură, frumos, îmi place, o să fie o ediție foarte șmecheră în casa noastră. Între timp am găsit acest dungeon care nu-i dungeon, adică am spart niște blocuri, am mers direct sus, nimic, deci e gol aici. Nu-i absolut niciun mob și foarte ciudat lucrul ăsta, dar asta e, până la urmă, mergem în direcția aceasta pentru că îl arată ca și un biome în care e Hydra. Și dacă e Hydra, înseamnă că pe lângă trebuie să fie Minoshroom-ul, care împreună cu Night Phantom ăsta îs mobii pe care urăsc cel mai mult în tot acest joc, în tot acest mod, de fapt. Ia uite, dacă intrăm aici o să luăm foc, așa-i? Da, da, zice să ieșim repede și altfel luăm foc. Bun, și de ce urăsc pe gușterii ăștia atât de mult? Și uite, Hydra direct în partea aia, numai că pe cealaltă parte, dacă nu mă înșel memoria. Bun, de ce urăsc? Pentru că, pe lângă că trebuie să-i caut, da, deci să le găsesc ascunzătoarea, trebuie să și... Oh, ce-i chestia aia? Sau ăsta să fie oare? Da, trebuie să mă plimb printr-un labirint ca să-i găsesc, ceea ce e foarte aiurea, pentru că poate să fie oriunde și atunci pierzi extraordinar de mult timp ca să îi cauți. Ce acolo? Aulă! Aulă! Lasă-mă să ies! Nu arată ca și ceva ce ar merita să lutezi, dar dacă spargem camera asta... Mai o peșteră, da, nu arată nimic interesant, așa că o să ne plimbăm pe lângă biomul ăsta și aici să fie oare... Nu cred că e aici. Sau nu, asta e un deal normal. Dar deci trebuie să mă plimb în jurul acestui biome. Și, o, oh, ia uite că l-am găsit. Ăla-i, bă, băiatule, stai așa. Asta e nouă. Vreau să văd ce chestia asta. Lasă bloacele, nu ne interesează. Și hai să coborăm aici. Salut, oh, asta, ai un witch hat? Din Twilight? Cât de tare e chestia asta? Arată mult, mă rog, mult, de 100 de ori mai bine decât un witch hat normal. Ei, și un PC negru. De curiozitate. Nu, nu am lăsat peștii. Eu cum eram, bă, dar stai așa că aveam pești, luați, lutați, chestii. Opa, un măr de aur, frumos așa, îmi place. O bucată de gunpowder, bună și asta. O punem acolo să mai craftăm niște să... și o săgeți. Opa, ce drăguț. Da, să mai craftăm câteva rachete. Și ce asta? A, o broască. Ce tare. Și în partea aia ce-i? N-așpa că n-am Optifine-ul ca să pot da zoom pe ele. Dar aia, dacă pun Optifine-ul, îmi dă cu virgulă. O, flamingo. Bă, cât de tare, voi ce dropați. A, mâncare. A, una jumate când e prăjit. Bă, pă, bune, asta e bătaie de bajocură. Și voi, ce sunteți pe aici? Frog. Bă, da, cam grase, nu credeți? Cooked frog leg 2. Serios? Bun, așa că... Ce faci, șeful? Hai să încercăm ceva pe tine, dar ia un atac mai special. Cât i-am dat? Oh, jumate i-am dat numai. Și el nu ne tare dă, deci e bine atunci. Și mâncarea asta, rău mif, da, nu o să fie folositoare la nimic. Însă, hai să luăm merele de aur, să fie acolo. Să ne luăm arcul și să ne pregătim de ce mai rău. Dar un lucru, ar trebui să mă întorc după torțe, ce mai probabil. Pentru că... Oh, și îs și Key Spider pe aici? A, și mai ies ăștia care mă iau pe sus și fug cu mine. Nu vreți să știți prima dată când am dat de o chestie din asta cum a reacționat? Adică m-am speriat din n-am avut noroc. A, poșul nu flac, ce tare. A, și mai ies niște chestii care scuipă cu slime ball-uri, cam atât. Iar acum, pentru că avem destule torțe și mi-am pus în backpack vreo 6 block of coal, hai să ne țăpăm acolo, zic, nu? Cu grijă și cu atenție. Și în care parte...
O, mamă, stai așa, ia uite. Așa măcar vedem în ce direcție trebuie să mergem, e foarte șmecher modul ăsta. Altă viață acum, nu? Însă nu-mi tare dau seama. Bine, putem să și spargem blocuri, însă n-aș tare vrea să fac chestia asta. Oare e la un nivel mai jos? Sau... Da, va trebui să mă uit... A, dar nu merge așa. Deci trebuie să mă uit numai pe hărtuța aia mică de acolo ca să văd pe unde ar trebui să merg. Oricum e foarte șmecher că măcar îți arată. Adică până acum nu mi-aduc aminte să-mi fi arătat în momentul în care ajung pe aici. Și da, văd că nu tare dăm de mobi. În părțile astea sunt niște trepuri. Adică noi o să le spargem. Deschidem chest-ul. Și trebuie să explodeze, nu? Sau nu mi-aduc aminte eu bine. Hop, ia-le rapid și fugi de acolo. Ce e sigur, e sigur. Ce mai avem pe aici? O încăpere din asta. Drăguț. Și putem, da, le putem sparge, dar se sparg foarte greu, deci până stai să spargi câteva blocuri din astea, durează foarte, foarte mult, dar cred că trebuie să coborâm mai mult puțin, pentru că puteți observa și voi pe acolo că nu văd nicio cameră mai mare. Și opa, lapte, drăguț, drăguț. Hai să facem puțin curat prin ce am dropat de pe aici, iron bars, steel leaf cu care craftam, steel leaf, oh, da, că puteam să craftam niște iteme cu astea, drăguț. Și direct vin, cu looting 2, frumos așa, îmi convine. 10, dar bine, are 1. nici nu-i bine a povesti. A, și sabia cât avea? Stai că m-am uitat. Sabia avea 7 cu 1,6, da, cam slăbuț atunci. Și putem să facem ceva cu astea. A, și cu astea putem să facem niște iteme. Probabil o să facem un set de armură acolo cât de cât, ca să o punem prin casă. Și de curiozitate, sabia 6 cu 1,6, da, nimic foarte special. Blaze rod-uri avem, piele avem, fier avem, deci nu ne tare interesează, numai iron wood ingot-ul ăla. Exact cum așteptam, o durat destul de mult să-l găsim, dar ia uite-l în partea aia. Până atunci vreau să văd ce îi în chesturile astea. Opa, se pare că nu va mai trebui să craftăm noi nimic. Dă și TNT-urile, iar în partea asta la altă, mamă, altă viață, dă-le aici. Să fie, astea Maze Map Focus, da, de unde atâta fericire, Firefly, merge și hai să țăpăm noi armurile acolo, TNT, Gunpowder, Firefly-urile și cred că atât de moment, iar acum vreau să fac o chestie, da, în partea asta cel mai bine e să facem asta și suntem pregătiți, volumul să nu fie nici prea tare, spargem și cred că exact când intrăm în cameră o să se spawneze, așa că hai să băgăm măr de aur, să fim pregătiți și opa, salut! 120 viață numai. Ei, ești tu acolo foarte agresiv așa, nu mai sparge chestii, că știi că ți-e bătaie. Da, ăsta e foarte slăbuț oricum, numai faza e că trebuie să-l cauți. Și ne-a dropat foarte multă supă, da, mif stroganoff, trebuie să mâncăm un mif din ăsta și Diamond Minotaur X 10. Da, oare putem să facem ceva cu el? A, numai să le înceantăm. Și, păi, cât de șmecheră chestia asta. Nu cred. Dar stai, putem să facem asta cu orice topor sau numai cu a Minotaurului? A, deci putem să facem asta cu orice topor. Mai e ceva special acum. Da, și parcă mai era un târnăcop. Ia uite, să luăm și astea. Stroganoff chestii. Ar trebui să mai golim din inventar. Dă TNT-urile și... O, Firefly. Dă să fie. Hai să luăm toate chesturile. Altă viață acum, deși nu trebuie avem spațiu. Hai să te punem pe tine aici, împreună cu sceptrul de la lici. Tu stai în partea asta. Mai facem curățenie prin inventar, dar avem un inventar foarte plin. Acolo e curat. Aici Charm of Keeping. Ăsta parcă era bun la ceva, nu mai știu exact ce. Charm of Keeping 2. Și charmul ăsta putem să-l punem aici? Cosmetic charm. Ah, nu merge. Ciudată chestie. După aia aici ce avem, da, frumos, dar parcă avem acel, da, avem ăsta din Ironwood, exact, avem, aoleu, pe pastele avem deja, țăpă-le acolo și atunci nu mă golim rapid inventarul, instant health-ul nu ne interesează, ei, salut, aud acolo un liliac, și un slime din ăsta, ce drăguț, stați voi acolo și eu vreau să mă întorc înapoi acasă, da, bine, înapoi acasă, spre Hydra. Și ca să înțelegeți cum ieșiți foarte lejer din locul ăsta, e bine, pur și simplu trebuie să mergeți în capătul labirintului, spargeți două blocuri, pentru că oricum nu durează chiar atât de mult să le spargi. Bine, dacă vreți să spargi multe, durează, dar așa merge foarte repede și acum o să săpăm, n-avem ce să facem, până ieșim la suprafață. Iar eu acum am realizat că suprafața noastră e la 30,
din câte se poate observa, 32 și eram la 0, deci n-am coborât chiar atât de mult, însă e o eternitate când stai în acel labirint și hai să vedem dacă dăm tab și mergem la Twilight Forest, kill the mushroom și primim Mario Red Mushroom. Ce facem chestia asta? N-aș vrea să o mănânc, vreau numai să o pun aici în backpack și să rămân acolo la colecție de moment, iar acum ar trebui să iau un stroganov de ăsta, așa. Să vedem, avem un set full de armură, o lejer pătine te aruncăm, se pare că am făcut rost de armura asta de frunze full și cu aceste Ironwood ingături o să fac rost și de o armură full din Ironwood, așa, lejer, mai ales că avem chestplate-ul care e cel mai scump și ar trebui să zburăm în direcția, în direcția care? În direcția asta, da? Hai să zburăm și noi. Un lucru foarte curios, dacă nu mănânc supa asta, când intru în biome mă va trimite înapoi, nu? Sau da, da, mă trimite înapoi. Pentru că ar trebui să mă arunc eu, așa, să iau niște damage și să mi se facă foame. Serios? Nu? Pă bune! Aoleu, de ce nu mi se face foame? Exact acum când ar trebui, nu mi se face, trebuie să am și grijă când mă lovesc de ceva, așa. Hai mă dată! Ăla-i în sfârșit, dar se și văd particulele de la distanță. Hai mă dată, hangarule, ăla-i și am mâncat, bum, gata, o trecut. N-ar mai trebui să avem probleme, iar pentru cei care o să mă întrebe de ce mă grăbesc să termin cu Twilight Forest-ul, îi pentru că acest mod îi la fel de când îl știu și pentru mulți e plictisitor, pentru unii nou, dar pentru mulți e plictisitor și ia uite că în partea asta ar trebui să fie Hydra, însă până să ajungem la ea vreau să pun exact aici un Waystone. Gata, rezolvat, ar trebui să fie bine, dăm merele astea de aur, băgăm un măr înainte și ne pregătim de cei mai rău. O, ia uite-o, trebuie să dăm la cap. Dar nu merge așa, a? Da, trebuie să fim atenți. Haide, op. Dar stai, dacă așa era schema, mă. Opa, frumos. Hai, scuipă. Fii pregătit tu. A, nu, că acum scuipă cu focul. Nu, nu-i frumos așa. Uită-te la el. Dă cu foc, hai, trage tu cu altceva. Așa, așa, așa. Nu, au, 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 au. Vai, acum jucăm ping-pong. Dar nu era așa înainte, să era așa? Nu, acum s-a schimbat, acum e mai nou, e mai pe scheme, pe șmecherii. Da, mulțumesc pentru foc. Dar nu, nu-i ceva atât de șmecher. Au. Hai mă, ping-pong, dă-i. Trage, a, dar niciodată. Probabil că niciodată nu știi ce vrea să facă. Așa, așa, așa. Hop, 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 hop. Ăla-i, frumos. Când pot să trag în voi? Da, nu, nu e cam greu să trag în ei. Și poate ar trebui să mă retrag puțin. Lasă-mă așa, stai că nu, promit că nu fac nimic. Dar nu mai trage, mă. Aoleu, trebuie să fiu super atent, gata. Nu, în partea asta, pam, 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 gata. Sper să nu se distrugă buții între timp. Și hai să vedem, da? Deci dacă mă apropii eu de capul ăsta tău, tu ce zici? Vrei să iei damage? Și tu la fel în partea asta? Dar nu e atât de mult damage pe cât m-aș aștepta. Și fain că nu poate să ne atace numai cu foc și noi avem armură contra focului. Cât de tare chestia asta. Vai, da, oricum Hydra nu era prea shmaker nici înainte, acum nici atât. Vai, dar face urât, n-am ce zice. Da, nu, nu mai scuipi. Hai că vreau să mai scuipați puțin. Care? Eu zic, nu. Amândouă cu foc, serios. Vai, hai că mai mâncăm un măr de aur, oricum ne permitem. Și mai dăm cu sabia, n-am ce să fac altceva. Măcar partea interesantă e că nu ia foc. Pentru că oricum, fiind zeul focului, bum, s-a dus primul cap. Așa, acum ar trebui să-l batem pe ăsta la alt. Oh, nu, eu mai crescut unul sau mi s-a părut mie? A, da, eu mai crescut unul. Da, da, da. Hai că se rezolvă, nu e problema. Trebuie să-l batem. Deci asta durează cel mai mult să-l batem. Pentru că are extraordinar de multă viață. Cred că are vreo 500, dacă nu mă înșel la cât am dat în el. O, ia uite-l, mă. 5 capete. Opa, perfect. Ăla e frumos. Hai și tu, faci același lucru. Am pe bine, serios. Hai să încercăm și noi. Dar nu mai ajungem la el. 37%. Zic că dai tu, o, perfect. Și încă o dată să mai tragă. Cred că este o mecanică nouă, dacă nu mă înșeală memoria. Adăugat acum, cu 16 pe 5.
Și opa, ia uite, Hydra Slayer, frumos, elegant cât de cât. Și ce ne spune că dropează? Hai mă dată, vai, cât, gata. Și experiență, capul și Fiery Blood plus Hydra Chop care ne dă, ouăleo, dar mai trebuie să batem câteva. Și cu Fiery Blood-ul ăsta facem rost de o armură. Deci clar mai trebuie să batem un Naga și mai trebuie să batem un Hydra. Însă asta mai târziu, Box Turtle. Serios? Putem să facem Turtle Soup? Interesantă chestie. Acestea fiind spus, oameni faini, noi nu o să ne lungim. Măcar am aflat cum facem rost foarte lejer de mending și în episodul următor o să ne ocupăm de treaba asta, pentru că vreau să am mending pe toate armurile plus pe unelte și vedem noi ce mai facem, cum descurcăm cu Twilight Forest-ul ăsta, pentru că eu zic că o să-l terminăm în vreo 2 episoade maxim, pentru că avem Giant Miner-ul și Rantrophiu, plus vreau să văd cum arată ultimul dungeon fără boss, adică, na, cum îi, cum nu-i, dar, acestea fiind spuse, noi nu o să ne lungim, vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția acordată și o să ne revedem data viitoare. Până atunci, vedeți voi, tot cele bune, a fost Blushman, la revedere!